Ghițit, dar îmi pare rău că am fost tâmpit. Urare la serbarea post-electorală. Aleșii noștri când ne adună, nu mai spun simplu poftă bună, zic înghițind rulou de pui, mai puneți-vă pofta în cui. Și a cincea, femeia ascundă își dorește pantof cu tocurile cui, fiindcă soțul dojenește că nu-i la înălțimea lui. Mulțumesc! Mai tare! O grăznicie. Copil fiind, cu creierul de un gram, tot timpul la oglindă mă strâmbam. Acum când anii în spate se adună, oglinda văd că zilnic se răzbună. Vacanță la mare. Mă costă pe nevastă să o îmbrac. Mă costă pe amantă să o dezbrac. Și atunci, într-un acces de pragmatism, le duc pe amândouă la nudism. Și câteva mai vechi, una cu care am câștigat respectul fratelui meu, care e un dezlegător de rebus înfocat, a găsit o definiție într-un careu, un flacăra rebus, epigramist care a scris epigrama Andrăcoaicele și dezlegarea era Norea. Și a fost foarte mândru că a apărut numele și al lui, bineînțeles. Ce sunt drăcoaicele? Cine poate să ne ateste fie soți, fie burlaci? Oare dracii au neveste sau nevestele au draci? Ultimul ceas. Când moartea mâneca mi-a tras, am încercat atunci să scap cerului să mai dea un ceas. Și mi-a căzut pendula în cap. Și tabieturi. La slujbă totul e o rutină cu secretara actuală. Mă întâmpină cu tava plină și pe la prânz deja e goală. Mulțumesc! În continuare, doamna Stella Șercu, Răducan din Brăila, în interpretarea epigramelor domniei sale. Doamna? Pentru că avem aici mulți elevi, am zis că către școală ne îndreptăm și, cu mintea trează, vrem mereu să învățăm cum se copiază. Umoriștii la munte. Mă duce la pădure, culegem frat și mure, îmi pun pe mine tanga și plec cu dânsul creanga. Limbi străine, îmi place foarte mult engleza, vorbesc puțin și ador franceza, ba chiar și rusa sună bine, dar nu-s ca limba cu măsline. Epigramă de la temă, asistentul cu un cărucior agale vine și intră în salon la mine. Pastilele mi-a pregătit. Ei, uite, de asta am lânghit. Și Eminescu, cu foaia în față când stătea și inspirație n-avea, mi-nchipui creangă că-i zicea să viem șeva în pana mea. Mulțumesc! Și acum domnul Ionuț Daniel Țucă, un talent de necontestat în epigramă, tot din Constanța. Necontestat de către cine? Costume vechi ca exponate, cii purtate, vorba aceea, dar cel mai mult m-a dat pe spate rochița sprintenei, Andreea. Ce mi-e de Andreea? Că te vei face neremarcată? Păi să-i o dați cu dedicație, ce e muză. Vieți epigramă. Ne înregistrează.
Uite proba incriminatorie. E necontestat. 100 de cărți pe care trebuie să le ai. Le-am cumpărat cu înflăcărare, o investiție firească. Acum feciorul meu le are. Rămâne să le și citească. Voi nu mai știți pe Daniela Crudu? Un trup ca de poveste și mișcările divine, crud doar în numele ei este, altfel e foarte bine. Drumarii români, cu ani puțin și proaste scule, devine munca un supliciu. Și totuși drumuri fac destule, de acasă până la serviciu. Și final, cum zice Garniuc, procuror și epigramist, mai bag și eu ca procuror, las duc pe cât un infractor, rog publicul să nu mă acuze, cu făcut zâmbetul pe buză. Astăzi e momentul pentru un respiro. Să ne bucurăm din nou de un moment muzical aparte.
Am două secunde? Zile! Două zile. Am văzut lumina zilei noaptea de 18-9 ianuarie 55 în satul Comănești de Suceava. Și dacă istoria va fi dreaptă în ceea ce privește talentul meu, acest sat nu o să schimbe numele. Notele la clasele 1-4 au fost de 5-10 și la clasele 5-10 au fost și de 1-4. Am urmat cursul în Bistrițe, ajungând la Vatra Dornei, unde la un curs de săritură la trambulină, fiind un schior cam chior, ar trebui să putez două ore în aer, ne găsim părții de aterizare. Și așa am ajuns la marină, la Constanța, contrazicând și unii colegi care spuneau că o să ajung eu la marină când o zbura porcul. Am 16 cărți de literatură satirică și umoristică, care sper că vor intra în istoria literaturii române, vești necitite. Vreau să mai scriu o carte, adică un singur exemplar, date fiind actuale prețuri, să fie cumpărată prin subscripție publică. Eu scot cartea și rog pe cei care au imprimante xeroxuri să mă tragă. Cartea. Mulți susțin că sunt scriitor de mare perspectivă, în 200-300 de ani voi ajunge celebru, vom trăi și vom vedea. Și închei cu câteva aforisme, furisisme, maxime de ale mele. În începiciunea mea, la două fraze, spun o maximă. De exemplu, azi la greci, maxima e de 29 de grade. Cu lacrimi în ochi vreau să vă anunț că ieri, repet, cu lacrimi în ochi am tăiat ceapă. În expresia, în privința expresiei bună țară rea croială, mama ei de rânduială, jandarmeria a precizat că va aduce îmbunătățiri în ceea ce privește croiala. Vând aragaz cu patru ochiuri, moi cu șuncă și usturoi. Fiind într-o perioadă de căutări, el l-am văzut cu un băț la un tomberon de gunoi. Purta bluza, dar nimic pe sub ea, la fel și pălăria. Printr-un aranjament orchestral, saxofonistul a fost dat afară. Băteau mulți la ușa ei, că doar nu era ușa de biserică. Ieri seară, în zona Babagdad, a avut loc o întâlnire de la înalt nivel între două avioane supersonice. Părțile au căzut de comun acord. Dacă anul acesta vor fi alegeri libere, eu aleg Elveția. Și poker în familie, copilul avea 3 de 10, tatăl 2 dame, mama un valet și bunica 2 popi. Vă mulțumesc foarte mult! Andreea... Continuăm cu domnul Rusi Ion din Constanța, nou pe la noi, dar foarte cunoscut în festivalurile de epigrame din țară. Domnule Rusi, vă ascultăm. Am mai fost anul trecut, dar nu la greci. Eu sunt cam bulgar, nu mai rar pe la greci. Ruse nu e bulgaresc, așa că... Da. Nu, eu zic Ivan Dobrogean. Domnul Poan, e mare amoresc să zice, de el mi-au povestit amicii, că ar fi în stare să ridice chiar și ochii țărândunicii. Apropo de copii, am și eu un nepoțel turlupatic de vârsta voastră, foarte bun elev, și avurăm un motiv de fală acum la începutul verii, când primul a fost Andrei pe școală, dar l-au dat jos, cu pompieri. Poveste de dragoste. Veneam la geam pe vânt și ploi și serenade spăceam, cântându-ți, te iubesc cât doi, la câte kilograme am. Priveniște din cosmos, de întâi mai. De aici, de pe orbită întrezăresc, cum își prezintă Terra pe Eria, se văd de clar și zidul chinezesc și fumul de la bici din România. Divertisment rural, că toți suntem la sat, s-a produs la Horăsat, ieri o ceată de haiduci.
cu un joc de prin Banat și o bătută cu măciuci. Și ultima, babele de la mine din Săcele, duminica. Lângă butic pe canapea, făcând politică de stat, se înducesc cu acadea sau uneori mâncând acad. Constanța l-avem ca invitat pe domnul Iordan Costin, pentru prima dată printre noi. Haideți să vedem ce are dumnealui de spus. Poftiți pe scenă, vă rog. E la Sibiu. Nu e? Da, e la Sibiu. Da, poftim mult să... Mi s-a plecat. Da. I-am ocupat eu. Din Galați avem doi invitați. Unul dintre ei este domnul Ion Moraru, epigramist cu state vechi în acest gen literar. Vă invităm, domnule Ion Moraru, să faceți uz de creațiile dumneavoastră în a continua manifestarea noastră. Copiii de ieri și de azi. Ieri eram copii încât cheia o purtam la gât. Astăzi altul este stilul. Puștii au la gât mobilul. Culinară. Ieri ne împingea nevoia să mâncăm salam cu soia. Azi străinii cu tupeuri vor ca să mâncăm cu euri. Unui excentric după furtună. Plin de nervi și supărare, după vremea furtunoasă, astăzi chiar că nu mai are toate sigurile pe casă. Cu gândul la mucenici, pregătindu-i pentru copt, nimeni soața nu-mi întrece. Face dânsa câte un opt, de îi dai pe bune 10. Dezăpezire. Cetățenii, într-un fel, pleacă de la ipoteza că, fiind primarul chel, n-a trecut pe străzi cu freza. Mulțumesc! Vremea muzicii. Bye.
și mai avea o strofă. Cele și profunde recugetări ale prietenului meu, Ananie Gabiu, vă voi citi și eu câteva cugetări adunate sub titlul Cuget, deci m-am câmpit. Ca să slăbim și că trebuie să sărim peste masa de seară. A încercat și Gabiu să sară, dar s-a rupt. Masa. Aseară am agățat o femeie superbă. Din păcate, nevastă mea s-a enervat și a făcut posterul bucățele. Deși nu am spirit tehnic, am reușit să montez singur noul mixer. E ceva, dar un văr de la țară se laudă că și-a montat singur vaca. În sfârșit, o femeie a recunoscut că sunt bun. Ne-a spus clar, bunule, ce nepoțel frumos ai. Ca vârstă am ajuns să fac și pe mulți Crăciun. Ceea ce m-a surprins a fost că o fetiță frumoasă își căuta de zor jucăria preferată sub barba mea. Și rește n-a găsit-o. Viața sexuală nu se desfășoară prin gaura ei. Dacă te întâlnești pe stradă cu un medic ginecolog, ca semn de salut, este mai prudent să întinzi mâna stângă. În spitalele noastre se stă câte doi în pat, început cu medicul și asistența. Pentru că dragostea trece prin stomac, se explică de ce bărbații admiră nespus fundul femeilor. Pentru bărbații cu probleme în căsnicie, guvernul ar trebui să inițieze programul Coarnele și Laptele. În cazul în care găsiți intempestiv instalatorul în patul conjugal, în primul rând, te cuplați robinetul. Vinul cu sifon este ca o femeie superbă care a mâncat fasole. Un pahar cu vin pe zi este un medicament. Două pahare sunt două medicamente. Iar o damigeană este o farmacie. La lelele sunt cu siguranță niște flori cu care ai succes la lele. Când o dudure a pretins că s-ar putea să vină varza, am dispărut și ca să nu mă recunoască, mi-am lăsat cioc. Tot ce crește o epigramă, apropo de înghițit. O doamnă prim-ministru, întăresc ideea, știe și nevasta, că iubesc femeia, însă nu pe asta. Au venit doar berzele. Din Toriba, Costa Rica, așteptăm să vin aici, dacă nu le apucă frica, migratoare, păsărici. Prin porturi, fetele cambreze, apri genduete, dacă sunt olandeze, se numesc corvete. A tratat
Doctorii îmi leagă ceasta, stau întins pe canapea și că am pupat nevasta, însă nu era a mea. Sistemul medical, fără doctori, fără bani și în dotare doar cocoasă, într-o țară de sărmani, doar poția e sănătoasă. Sfatul medicului. Domnule, când bei destingi cu paharul ras, de soție nu te atingi, căci n-ai voie gras. Mulțumesc! Cum mă să montez o vată? În fața dumneavoastră, doamna Constanța Apostol din Galați, despre care chiar putem să spunem că a ajutat la facerea lumii. De ce spunem așa? Să ne spună domnia sa. Doamna Constanța Apostol, vă rog. Pentru că am fost asistentă la maternitate, unde și mama m-a născut, cu numele îmi predestinat, pe mulți în viață am derutat. Dar recunosc și nu mă încântă că n-am fost chiar așa o sfântă. Uneia, cum s-a îngrășat puțin când se îmbracă e un chin. Mintea-i cere ciocolată pe când blugii vor salată. Moda botoxului. Vedem la fete tot mai des măriri de buze în exces. Dar chiar și fără augmentare, femeile au gura mare. Cura de slăbire. În bulimie ne mai vrând să cad, eu zilnic caloriile le scad. Dar azi am întrecut cu totul norma, când am scăpat pe caldarâm șaorma. Amor pur. Invitând frumoasa fată chiar la dânsul în odaie, pentru o dragoste curată, a trimis-o întâi la baie. Derapaj. Când prietenii l-au întrebat cum s-a rănit în colțul gurii, le-a spus că a alunecat la schi pe panta băuturii. Calificare. Dama, ce cu un gest supus, într-o fază efemeră, te întreabă de vrei sus, este clar că e liftieră. Tentații, oricât de mult m-ar nuanța, sunt sclav plăcerilor carnale, de aceea nu pot renunța la drog, friptură și sarmale. Și soțul directoarei, notătoarei, realitatea nu ascund, să not mă învață soața și ca să nu mă duc la fund, ea stă mereu cu fața. Și acum, ca o surpriză, avem de la cei din Constanța un număr pe care îl știu doar ei. Ia poftiți cu acea. Hai, repede! În final, mulțumim reprezentanților Parcului Național Munții Măcinului pentru concursul dat în organizarea acestui eveniment cultural, oferindu-ne găzduire. Acum vom începe premierea elevilor la concursul de epigrame pe temele propuse de jurul acestui festival. Pupa Andreea! Plicul la juriu. Te-am filmat vioara. Gata. Da. Mă conservi două săptămâni. Și mă acordăm. Dragii noștri epigramiști
și sunt onorată și mândră că aparțin acestor plaiuri dobrogene, acestei zone atât de frumoase, la poalele munților Măcinului. M-am emoționat. Vă mulțumesc din suflet. Vreau să vă felicit pe toți, să nu ne înjurați, după cum am jurizat, și sunt foarte mândră și încântată că am jurizat aproape exact ca domnul Hangan. Încă o dată, felicitări, suntem la prima participantă.